membrii organizației Hyde Park care au protestat în fața Ministerului Apărării. Membrii organizației au mai cerut retragerea geniștilor moldoveni din Irak și armatei a 14-a din Transnistria. Puținii reprezentanți ai Hyde Parkului care au pichetat astăzi Ministerul Apărării au cerut desființarea Armatei Naționale, care, după părerea lor, este inutilă. Ei califică Armata Moldovei drept una neprofesionistă și cer fie reformarea ei, fie desființarea. Membrii Hyde Park susțin că Armata Națională nu face față cerințelor și este implicată în accidente tragice. Activiștii au făcut trimitere la cazurile tragice de ultimă oră, soldate cu doi morți. Vrem de ziua Armatei Inutile Naționale a Republicii Moldova să manifestăm protestul nostru împotriva existenței acestei armate, care nu ne folosește la nimic și ne costă o grămadă, și să cerem anularea cel puțin a obligativității armatei. De asemenea, membrii Hyde Park cer retragerea geniștilor moldoveni din Irak și armatei a 14-a din Transnistria. Dacă nu poate armata, miliția, securitatea, politicienii să facă asta, noi ca cetățeni cerem retragerea armatei rusești din Moldova. Protestatarii doresc să fie auziți de autorități, pe care le îndeamnă să ia măsuri. Din păcate, anul trecut, ministrul apărării civil, Pleșca, și-a răspuns în doi pieri apelului nostru. Acum e un ministru nou, sperăm că e mai receptiv, sperăm să ne audă. Manifestanții au respectat legislația cu privire la pichetare. Poliția supraveghea liniștit de la distanță ordinea publică, iar ostașii își căutau de treabă. Dragoș Mihai Veceslav Cotin, pentru Cotidian. Experții Rospotrebnadzor vor din nou să inspecteze câteva întreprinderi vinicole moldovene.